Bună, sunt Silvia și astăzi voi fi ghidul tău într-o călătorie fascinantă în lumea îngerilor. Dacă ai ales această meditație cu intenție sau din întâmplare, fii sigur că în acest moment îngerii tăi vor să fii conștient de prezența lor și au un mesaj pentru tine. Îngerii sunt mesagerii lui Dumnezeu, ființe de lumină care transmit oamenilor de pe pământ iubirea și călăuzirea divină. Îngerii păzitori sunt cei care te însoțesc întreaga ta viață. Ei sunt alături de tine clipă de clipă și te iubesc necondiționat, indiferent de faptele tale. În următoarele minute vom intra împreună într-o stare de relaxare profundă, eliberând toate tensiunile și energiile negative din corp, făcând astfel spațiu pentru conectarea cu mesagerii tăi divini. Momentan, dă-ți voie să respiri ușor și adânc, intrând într-o stare plăcută de relaxare. Ești în siguranță. Bucură-te de acest moment și conectează-te cu respirația ta. Respira adânc și eliberează tot aerul din corp. Încă o dată, inspira adânc și expiră în totalitate. Ține minte că oriunde te-ar purta această meditație, te poți întoarce în orice moment, conectându-te cu respirația ta. Până să începem călătoria noastră, puneți o intenție în această meditație. În timp ce corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult, simți cum umerii se topesc în patul tău sau în scaunul în care stai, iar vârfurile degetelor se curbează ușor în palmă. Simți cum grijile cotidiene dispar și se disipează. Mintea este limpede. Respirația este din ce în ce mai profundă și ușoară. Ești complet pregătit pentru această călătorie, plin de compasiune pentru tine însuți și iubire pentru îngerii tăi. Pe măsură ce începem, oferă-ți un moment în care să rogi îngerii tăi păzitori să ne însoțească în această meditație. Îngerii sunt dispuși să ne ajute sau să intre în contact direct cu noi doar dacă le cerem acest lucru. Fără permisiunea noastră, ei nu pot interveni. Aceasta este una din legile creației. Noi trebuie să cerem ajutorul pentru a-l putea primi.
simte-le prezența în preajma ta și invită-i să te cunoască și în acel spațiu ce se întinde dincolo de această meditație. Deja, în sufletul tău, știi că ei vor să te cunoască. O conștientizare caldă și plină de iubire, care îți promite că te va aștepta și la finalul acestei călătorii. Simți în adâncul ființei tale că această prezență nu te poate și nu te va minți niciodată. Ea va fi acolo ori de câte ori vei avea nevoie. Tot ce-ți rămâne de făcut este să-ți golești complet mintea de gânduri și să te scufunzi într-o stare de pace și liniște interioară care te va purta spre lumea îngerilor. Inspira adânc dragoste și compasiune. Expiră total, eliberând toate grijile și așteptările pe care le ai în acest moment. Totul se întâmplă exact așa cum ar trebui să se întâmple. Fiecare respirație îți simți corpul mai ușor și mai relaxat. Inspira adânc și expiră în totalitate. Această stare de relaxare profundă, vezi cum un nor alb se așterne la picioarele tale. Îți imaginezi cum pășești pe acel nor, știind și simțind că ești în siguranță. Cu fiecare respirație, devii din ce în ce mai conștient de prezența divină care te înconjoară și de un sentiment de iubire caldă ce ți învăluie sufletul. Acordă-ți câteva momente în care să plutești către serenitate, știind că nu ești niciodată singur. Și plutești, plutești, într-un univers minunat, plin de iubire și armonie, fiind conștient că ești în permanență ghidat de îngerii tăi. Norul te poartă către un vârf de cer, unde începi să vezi o insulă de pământ înverzit. Soarele tocmai ce a răsărit și lumina lui transformă iarba plină de rouă într-o pajiște aurită. O adiere caldă poartă cu ea un miros de verde proaspăt către tine.
picioarele tale se așterne o cărare din lespezi încălzite de soare ce străbate pajiștea. Pășești pe potecă și-ți simți tălpile cuprinse de o senzație plăcută și caldă. O căldură radiantă ce poartă cu ea iubire, compasiune și care umple tot universul din jurul tău. În timp ce respiri adânc, realizezi că această cărare te va duce către o poartă mare, aurită, pe care o vezi în zare, unde știi că te așteaptă îngerii tăi. Cu acest gând în minte, dă-ți voie să pornești la drum pe cărare, simțind că ești atras tot mai mult de prezența îngerilor. Și respira adânc. Indiferent de cum ți-ai imaginat tu îngerii, contează mult prea puțin în comparație cu o experiență în care îi poți simți. Deci dacă mai ai vreo îndoială sau vreo așteptare, dă-le voie să se desprindă și să cadă în urma ta pe măsură ce înaintezi în drumul tău. Cu fiecare inspirație, respiră pace profundă. Cu fiecare expirație, eliberează nevoia de a demonstra ceva prin această experiență. Simte soarele tot mai strălucitor cum îți luminează dimineața și o adiere ușoară îți trece prin păr. Respiră și fii din ce în ce mai prezent în timp ce traversezi pășunea. Cu fiecare pas pe care îl faci, te simți tot mai aproape de îngerii tăi. Cărarea se oprește în dreptul porții imense și aurite, împletită sub formă de flori și petale. Nu știi ce se află dincolo de aceste porți, dar simți că, indiferent de ce este în spatele lor, va fi frumos și vindecător pentru tine. Într-un moment, vei putea să deschizi porțile și să treci prin ele, indiferent de ce te așteaptă dincolo. Într-un moment, te vei putea bucura de prezența iubitoare a îngerilor ce te-au însoțit în această meditație, ghidându-te cu grație și compasiune. Fii rădător și nu-ți face griji. Totul se întâmplă exact așa cum ar trebui. Înainte de a deschide poarta, înainte de a intra în tărâmul îngerilor, acordă-ți câteva momente și respira adânc pentru a putea fi din ce în ce mai prezent.
Ceea ce ești pe cale să experimentezi este în afara timpului și spațiului. Este un moment sacru, puternic și emoțional. Nu poți ști niciodată felul ales de îngeri pentru a-și face simțită prezența sau dacă vor apărea. Îi poți vedea, auzi sau poate doar îi vei simți și asta este minunat. Unele dintre momentele cele mai profunde pe care le trăim reprezintă cele mai vindecătoare experiențe și se află în afara gândirii logice. Deci respira adânc și lasă în urma ta toate așteptările pe care le ai în legătură cu această experiență. Inspira adânc și expiră în totalitate. Inspira adânc știind că îngerii tăi te așteaptă cu un mesaj. Expiră știind că, indiferent de modul în care îngerii vor dori să intre în contact cu tine, va fi plin de grație și semnificație. Ține minte că totul se întâmplă exact așa cum ar trebui. Și respira adânc. Când te simți pregătit, dă-ți voie să ridici palmele și să le aduci împreună în dreptul inimii tale. Simte cum spatele se curbează în timp ce faci o plecăciune în fața porții, aducând un omagiu atât umanității, cât și acelei scântei divine din interiorul tău. În timp ce te ridici, poarta se deschide și pășești în ținutul maestuos ce te așteaptă dincolo de ele. Îți voi acorda câteva momente pentru a te putea bucura de această experiență. Dincolo de poartă, vezi o grădină minunată desprinsă din rai. Pe măsură ce pașii tăi plutesc în acest univers divin, simți un parfum de iasomie și flori de cireș cum te învăluie. Sute de mii de petale se apleacă în calea ta în timp ce treci printre ele, traversând spațiul dintre mintea conștientă și pura intuiție. Ești într-un spațiu sacru creat doar pentru tine și ori de câte ori vezi o floare, vei ști că îngerii sunt prezenți în viața ta și sunt oricând gata să te ajute.
Florile miros atât de frumos. Respira adânc și simte-le aroma. În timp ce faci asta, devii din ce în ce mai relaxat. Te simți atât de bine, scăldat în acea pace divină. Te simți iubit și protejat. Este un loc atât de special pentru tine. Atâta iubire și armonie în jur. Îndepărtare, auzi păsări ciripind, iar tu plutești către un izvor de apă cristalină. Această apă este binecuvântată de divinitate. Apleacă-te și soarbe din această apă sfințită. Simte cum îți curăță corpul de orice urmă de energii negative și te revigorează. Purificat, plutești ușor prin grădină spre templul îngerilor. Este atâta pace aici și atâta seninătate. Ajungi mai aproape de templu. Privește cât de glorios este. Acum simți prezența îngerilor. Da, sunt peste tot în jurul tău. Unii plutesc în acest univers al iubirii, alții au grijă de grădinile templului, alții au grijă de animale. Îi poți simți și vedea strălucind. Ei sunt ființe de lumină divină. Respira adânc și simte-le prezența. Porțile largi ale templului se află în fața ta. Sunt aurite, sunt mai mari și mai înalte decât tot ce ai văzut până acum. Le vezi cum strălucesc în soare. În acest spațiu poți simți puterea vindecătoare divină. Ușile se deschid în fața ta și pășești în vasta sală a tronurilor. Aici îi vei întâlni pe îngerii tăi păzitori. Ia-ți timp și lasă-te condus de vocile îngerilor pentru a găsi calea către ei.
până acum, cred că ai experimentat deja ceea ce mintea conștientă nu poate exprima în cuvinte. Dacă îngerii și-au făcut simțită prezența, bucură-te de momentele petrecute în această energie divină. Dacă ei încă rămân ascunși, deschide-ți inima și cheamă-i. Simte un val de iubire și recunoștință cum îți străbate corpul și spiritul. Când vei primi un semn, este timpul să pui întrebări sau pur și simplu să contemplezi și să te bucuri de această binecuvântare. Acum simți cum corpul tău vrea să se reconecteze cu spiritul tău în spațiul în care această meditație a început. Însă fii sigur că nu vei pleca singur. Simte dragostea și călăuzirea îngerilor tăi cum te învăluie ca o mantie de înțelepciune, iubire și compasiune. Prezența lor te va însoți pe parcursul întregii zile, pe parcursul întregii luni, pe parcursul întregii vieți. Ei sunt în permanență alături de tine, deci nu este nevoie să ți-ai rămas bun. Știi că îi vei găsi ori de câte ori îi vei chema. Având asta în minte, permite-i spiritului tău să devină tot mai ușor, plutind înapoi pe poarta templului, prin grădina cu flori și apoi pe poarta mare și aurită, de lângă pășunea cu iarbă proaspătă. Treci de pășune, plutind ușor pe norul alb, până ajungi iarăși la corpul tău fizic. Îngerii sunt alături de tine chiar și acum. Este timpul să te întorci în spațiul în care am început această meditație. Începe să miști ușor degetele mâinilor și ale picioarelor, simțind sângele cum îți pulsează, încălzindu-ți ușor mâinile, brațele, umerii și răspândindu-se apoi în tot corpul, până la degetele picioarelor. Începe să simți mușchii și când te simți pregătit, poți deschide ochii. Poți face această călătorie prin intermediul acestei meditații ori de câte ori simți nevoia să te conectezi și să comunici cu îngerii tăi. De fiecare dată vei trăi o experiență nouă și unică. Îngerii îți transmit binecuvântări și infinită iubire. Nu uita că sunt alături de tine în permanență.
îți mulțumesc pentru faptul că am putut să-ți fiu ghid în această experiență minunată. Fii binecuvântat!